185 de polițiști au participat la razie să acționa pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, fiind pus un accent deosebit pe depistarea și extragerea din trafic a celor care se urcă la volan după ce au consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive, sens în care au fost efectuate peste 860 de testări cu aparatele etilotest și dractest. <fie> În total, în urma filtrelor rutiere instituite în județ, au fost oprite pentru control aproximativ 1260 de mașini. 29 dintre șoferi devenim pieton pentru o perioadă de timp ca urmare a reținerii permiselor de conducere în urma diferitelor abateri. S-au dat 117 amenzi pentru viteză, 21 de permise fiind reținute pentru această abatere. De asemenea, în contextul aderării României la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, a fost operaționalizat la nivel național un nou sistem Sistem de verificare a documentelor de identitate. Sistemul informatic presupune verificarea persoanelor prin scanarea documentelor de identitate. Polițiștii au utilizat aplicația EDAC instalată pe terminalele mobile distribuite de tip telefoane și tablete. Cu ajutorul aplicației EDAC sunt interogate bazele de date ce conțin informații de interes operativ și astfel polițiștii rutieri au procedat la scanarea documentelor de identitate, iar rezultatele verificărilor au fost afișate pe ecran în doar câteva secunde.